Când Galina a fost întrebată la ce visează, aceasta a răspuns că vrea să trăiască 200 de ani pentru a avea timp să-și cheltuiască toți banii câștigați. Galina a început să câștige bani de când a învățat să citească. Încă nu în resese, Galina, în vârstă de șapte ani, a înțeles că banii pot fi făcuți din aer, începând să vândă coajă de nucă. Copiilor vecini și colegilor de clasă, le-a spus că este o mumială pentru tumbelina. O astfel de coajă de nucă cu o pânză de mătase înăuntru a costat zece bani de la copiii naivi, iar bunicul i-a dat Galinei un sac întreg de nuci. Vă puteți imagina câți bani a strâns Galina de la copii, până când adulții s-au trezit și au oprit-o pe mica escroacă întreprinzătoare cu o conversație strictă urmată de o punere în colț. Odată cu vârsta adultă, Galina a devenit mai atentă și a acționat întotdeauna în cadrul legii. Despre astfel de oameni, oamenii spun că banii se lipesc de ei. Prin urmare, nimeni nu a fost surprins când Galina a intrat la o Universitate Economică și a absolvit-o cu o diplomă roșie. A ales dreptul ca a doua educație superioară. Începând cu o afacere mică și, ulterior, transformându-se într-o companie mare, Galina a devenit un cunoscut antrenor de afaceri și a câștigat nu unul, ci mai multe miliarde la ea nu se lipiau doar banii, ci și numeroși iubiți și prieteni care o vedeau nu ca pe o persoană sau un prieten, ci ca pe un purtător de lux, sub forma unor case luxoase cu piscine, vile de pe coasta de azur, parcuri de mașini de lux, un avion personal, o mulțime de servitoare și posibilitatea de a trăi pe cheltuia la altcuiva. Galina îi numea pe astfel de oameni lăcuste. Cu toate acestea, avea o singură prietenă care o cunoștea din copilărie și o susținea în toate eforturile sale, nu numai în bucurii, ci și în necazuri. Maria ar putea veni la Galina în orice moment al zilei sau al nopții și să o din suflet pentru ceea ce îi se părea greșit. Nu avea nevoie de bani, de legături sau de putere. Maria și iubea pur și simplu prietena din toată inima și se îngrijora de ea din toată inima. Galina știa acest lucru foarte bine, așa că o considera pe Maria o persoană apropiată. Numeroși adulatori ai Galinei au văzut cum idolul lor se comportă cu grijă cu prietena ei preferată, așa că au invidiat puterea Mariei, care se extinde asupra lui Galina. Ce să-i oferi unei femei care are totul? A întrebat Maria. Tu, Galina, ești deja atât de sătulă de toate, că nu te poți surprinde cu nimic. Și ce să-i ordon unui simplu profesor? Ai chiar și un certificat pentru un fragment de lună, un fragment de lună, pur și simplu grozav. Așadar, dăm flori, știi cât de mult le iubesc. Tu ești un cadou pentru mine. Îți dau oricum aceste margarete în fiecare an, dar bine, să fie, îți voi da flori și o borcan cu dulceață de caise. Cum îți place? A râs Maria. Mai bine dăm unul dintre copiii tăi, dar ai deja trei, a glumit Galina. Și, de exemplu, pe cel mai mic îi voi lăsa corporația și toți banii, pentru că până la 200 de ani, desigur, nu voi ajunge. Ce glume ai, Galina, a spus Maria. Ți-am spus de atâtea ori să faci un copil pentru tine, și iată că ai aproape 45 de ani. Sănătatea nu mai este la fel, dar nu este prea târziu să înfieze măcar un copil te-a înșelat Petru cu 20 de ani în urmă, ce cu asta, că soții pleacă, dar copiii rămân, nu sunt un sprijin în viața noastră, iar pe cine te vei sprijini la bătrânețe? Galina pare o femeie inteligentă, dar ești foarte egoistă. Termină deja să mă toci, a spus Galina serios, și așa îmi sapă pisica sufletul. Apropo despre Petru, îți imaginezi. Mi-a trimis o invitație la nuntă și a mai semnat în plic cu o batjocură așa că vino la nunta mea cu soțul și copiii tăi. Vei merge? A întrebat Maria. Desigur, a exclamat Galina. Provocarea este acceptată. Galina știa foarte bine că fostul ei soț vrea să-i arate superioritatea, că mai are încă putere și că și-a găsit o nouă jumătate. Intuiția ei feminină îi sugera că ar trebui să refuze invitația și să ignore această nuntă, dar, pe de altă parte, Galina era mâncată de o curiozitate sănătoasă. Era foarte dornică să vadă pe cine a ales Petru ca soție. Ea se îndoia dacă merită să se supună unui astfel de stres. La urma urmei, ea și Petru s-au despărțit atunci nu pe o notă de prietenie, ci ca cei mai adevărați dușmani. Când s-a căsătorit, avea 23 de ani, dar deja Galina era pe picioarele ei și a reușit să-și câștige primul milion. O iubea pe soțul ei, așa că avea încredere în el. A transferat o parte din activele sale pe contul său, stabilind că le poate returna oricând. Aceasta era ascunzătoarea ei pentru o zineagră. Și iată că, după doi ani, când această zineagră a venit și în afacerea Galinei, a fost nevoie de o infuzie urgentă de fonduri. Petru pur și simplu a dispărut împreună cu banii, acuzând-o de toate păcatele. Pur și simplu a părăsit soția și a plecat pe Maldive, de unde a trimis actele de divorț. Galina s-a simțit trădată, abandonată. În plus, a dezvoltat un complex de neîncredere în ceilalți bărbați, așa că nu a mai vrut să se căsătorească. I-a ținut pe iubiți la distanță. Ea însă și avea o înfățișare atrăgătoare, era considerată o seducătoare un buzunar fără fund îi dădea o valoare și mai mare. Acești doi factori au atras tinerii gigoloși. Numeroasele ei prietene și prieteni în ghilimele invidiau în tăcere și o blestemau pentru noroc, dar în public o lăudau ca pe o zeiță vie, sperând cu lăcomie la pâinea de pe masa ei. La câteva zile după aceea, prietenele s-au întâlnit din nou la cafenea. Am o idee, dar probabil nu îți va plăcea, a spus Calina. Am decis totuși să merg la nuntă, dar vreau să glumesc pe Petru, să vin acolo cu o tânără fată, prezentând-o ca fiica noastră. Să sufere că m-a părăsit însărcinată când mi-a furat banii, doar că această fată ar trebui să fie naturală și atrăgătoare, nu o păpușă umflată cu botox. Ești nebună, sau a uimit Maria, de ce-ți e nevoie de asta? Pentru a te chinui să mergi la nuntă, iar apoi ce vei face? Și dacă Petru va manifesta curiozitate față de această fiică, te vei expune la ridicol. Și cine va fi de acord să joace rolul fiicei tale, când vei face toate astea? Nunta este peste o săptămână. Dar pentru bani, cred că vor exista doritori, a explicat Galina. Cred că se va teme să se intereseze de viața fiicei sale. Nu poți să te îndoiești, el este un laș și un vanitos, și de aceea nu va strica reputația sa, și dacă o are, desigur, dar eu îmi voi elibera sufletul și mă voi distra. Chestia rămâne mică, să găsesc o fată drăguță și una pe care nimeni să nu o cunoască dintre cunoscuți. Nu te vei liniști până nu vei face ce vrei, nu? A întrebat Maria. Doar ține-mă la curent, te rog. Ești ca al patrulea meu copil, sincer, doar mă îngrijorez pentru tine, mereu te bagi în necazuri va fi bine, a mimat Galina prietena. Iată, vezi, Petca încă va dansa la nuntă. Întorcându-se acasă, Galina se gândea la ceea ce a inventat. Ea însă și nu-i venea să creadă că era capabilă de o asemenea înșelăciune. Iar Galina era, de asemenea, curioasă cum arată acum fostul ei soț. Spera că a îngrășat și a chelită. Ea însă și era în formă excelentă, întinerită, în formă, cu o figură bună și o podoabă de păr negru ca smoală. Stând într-o lungă ambuteiaș pe pot, Galina își imagina în visele ei cum va intra așa de frumoasă, ținându-se de mână cu fica ei falsă și se va uita cu mândrie în ochii infractorului, iar Petru va avea lacrimi de văzut, ca în telenovelele braziliene. Apoi, Galina și fica ei vor pleca neobservat în engleză, lăsându-i doar dezamăgirea și sentimentul de vină pentru trădare. Petru, desigur, va începe să-i sune, dar ea nu va ridica receptorul pentru ca el să se chinuie. Aceste vise au provocat un zâmbet pe fața Galinei. Planul ei de răzbunare îi plăcea de la început până la sfârșit. În timp ce Galina se imagina pe sine câștigătoare, pe geamul lateral al mașinii au bătut. Galina a sărit în sus surprinsă. De unde să vină un om pe pot? Ce vrei? A strigat Galina, îmi pare rău, a spus un glas subțire de fată, vând jucării moi, cumpărați una, vă rog. Un tânăr fragil ținea o coș plină cu ursuleți de pluș, dar apoi necunoscutul a făcut ceva ce a uimit foarte mult pe Galina. A scos pălăria. De sub ea a izbucnit un cascade de păr lung și luxuriant, castaniu. Tânărul s-a dovedit a fi de fapt o tânără fată de douăzeci de ani. Galina a rămas cu gura căscată de surpriză și a prins gândul că, dacă ea a fost uimită de o fată atât de neobișnuită, atunci Petru și mai mult. Fata ei cunoscută era într-adevăr frumoasă. Față frumoasă corectă, figură zveltă și ușurință în mișcări o arătau ca pe o zână. Fata a încremenit și s-a uitat cu frică la Galina, care, la rândul ei, s-a uitat la ea. Reamintindu-și de șocul, Galina a înțeles că poate rata norocul și a decis să acționeze. Bine, urcă în mașină, a ordonat ea. Am o ofertă pentru tine. Nu te teme, ai liniștit a fata speriată, nu-ți voi face nimic rău. Dacă cauți un loc de muncă bine plătit, pot să ți-l ofer, dar urci sau nu. În timp ce Galina o convingea să urce, traficul de pe pod a fost reluat, iar mașinile, care stăteau în picioare de o zi, au început să claxoneze. Fata, după ce s-a îndoit puțin, a sărit rapid pe scaunul din față. Mercedesul a pornit ușor. Pe drum, Galina a decis să spargă tăcerea care plutea în aer și să clarifice situația. Mă numesc Galina, iar pe tine? A întrebat ea. Sofia, a răspuns pasageră, iar ce fel de muncă mi-ai oferit? Spune imediat că nu voi face nimic ilegal, nu este nevoie de nimic de la tine, a spus Calina. Doar trebuie să fii fica mea timp de o zi. Ochii Sofiei s-au rotunjit. Cum așa? A trebuit să-i spun despre nuntă, despre soțul ei infidel și despre cum vrea să se răzbune, prezentând-o pe Sofia ca fiica lor, pe care Petru o va vedea pentru prima și ultima dată. În plus, Galina a spus că Petru încă nu are copii, așa că a gândit, deoarece a vrut să mă umilească, atunci va prin pe deplin, va vedea că are o fică frumoasă și va regreta că m-a rănit, a spus Galina. Tu, ca femeie, ar trebui să mă înțelegi, cred că și tu vei avea un ofensator căruia să-i ajut să se răzbune, iar eu pot plăti chiar acum. Nu mă deranjează, a răspuns Sofia. Deci părinții m-au abandonat și am trăit într-un orfelinat nu am pe cine să mă răzbun, dar banii îmi sunt necesari. Am terminat recent facultatea de designer și m-au dat afară din cămin, iar coliba din pustiu, pe care mi-a dat-o orfelinatul, dă semne de deteriorare. Banii mei acumulați vor fi suficienți doar pentru o lună de chirie a unei camere, așa că nu-mi vor face rău. Visez să închiriez un apartament cu o baie, imaginați-vă. Nu trebuie să aștept rândul meu pentru a mă spăla, pentru că toată viața mea totul a fost comun, dar vreau atât de mult să trăiesc singur, să nu aștept nicăieri cozi. Ce probleme? A exclamat Galina. Voi plăti în plus și voi schimba colibata cu apartamentul la care visezi. Îți pare rău, nu trăiește și bucură-te. Este adevărat? A întrebat Sofia, necredându-și urechilor. Nu se întâmplă așa, mă -nșel. Galina a râs, fiind amuzată de uimirea naiva a Sofiei. Această fată i-a plăcut imediat, poate pentru că o amintea de Maria. Desigur, poți să nu mă crezi, dar pentru a-ți confirma intențiile serioase, acum ne vom opri undeva, a spus Galina și a virat brusc mașina. În timp ce Sofia era șocată de oferta lui Galina, Mercedesul s-a oprit în fața unui butic de lux. La intrare un major dom a așteptat și, recunoscând mașina unei cliente regulate, s-a grăbit să deschidă ușa. Și ce surpriză a fost pentru el când din mașină a ieșit Sofia într-o rochie veche și blugi zdrențuiți. Dar majordomul bătrân, fiind un om experimentat, și-a ascuns surpriza și a salutat fata. Sofia s-a înroșit, s-a înroșit și s-a retras înapoi, pentru că nu era pregătită pentru un astfel de tratament, ca și cum ar fi fost o aspete importantă. Galina a luat-o de mână și a târât-o într-un în stabilimentul de lux. De îndată ce au trecut pragul, spre ei s-au grăbit vânzătoarele îngrijite, care nici măcar nu au clipit la vederea unei oaspeti neașteptate. Ei știau că, dacă această fată a venit cu galina, atunci așa trebuie să fie. Ei bine, ce? A ordonat ea imediat. O vedeți pe ea, astăzi este ziua ei, scopul vostru este să o transformați într-o mică femeie de afaceri și mai trebuie să aveți o rochie de seară, pantofi și bijuterii mergem la o nuntă, totul va fi făcut la cel mai înalt nivel, a spus vânzătoarea principală, conducând-o pe Sofia în cabina de probă. Galina a primit o ceașcă de cafea și niște prăjituri mici. Așezându-se într-un fotoliu confortabil, a început să aștepte transformarea. Curând a apărut și Sofia, îmbrăcată în costume de lux și pantofi scumpi. Era de nerecunoscut. Stiliștii au lucrat și ei excelent. Astfel, Galina a fost oferită mai multe seturi de haine pentru Sofia, inclusiv stilul casual. Ultimul a fost apariția Sofiei în rochie de seară, când fata a apărut pe micul podium, Galina s-a uitat la ea, mușcându-și mental buza, bucurându-se de o astfel de fică. Părul era aranjat cu grijă și prins în spate, iar rochia de smarald până la genunchi sublinia silueta. Luminozitatea părului castaniu și a ochilor verzi. Picioarele miniaturale ale Sofiei erau îmbrăcate în pantofi grațioși cu toc înalt, iar o linie subțire de colier de perle încadra gâtul. Imaginea a fost ușoară, romantică, chiar și consultanții înși s-au uitat la fata care s-a transformat dintr-un rață urât într-un leu. Wow, a exclamat Galina. Da, vom tăcea pe toată lumea la această nuntă, fetelor, trimiteți-mi factura și asigurați-vă că includeți în ea bac și buni. Sofia uluită -ul nu se putea desprinde de oglindă, își netezea rochia cu o mână, se uita la pantofi și se rotea ca o fetiță de clasa întâi care merge pentru prima dată la școală. Îmbracă-te în ceea ce ți-am selectat și hai să mergem acasă să te obișnuiești, a ordonat Galina. Cum, chiar acum? A întrebat Sofia surprinsă. Și nu ne vom opri să luăm lucrurile mele. Nu ți arde de a te întoarce în căsuța ta și de a purta hainele vechi. A răspuns Calina. Da, și vecinul meu de cameră nu este prea bun la împrumutarea lucrurilor mele, dar mi-au rămas documentele și cactusul meu preferat, dar desigur, cactusul nu poate fi aruncat, a glumit Calina. Vom opri și vom lua, nu te îngrijora. La jumătate de oră au ajuns la un conac luxos, unde a fost întâmpinat de un gardian. El a ajutat să iasă din mașină și a adus cumpărăturile în casă. Când Sofia a intrat în hol, a fost uimită de înălțimea tavanelor și de atmosfera bogată. A fost și mai confuză de menajera, care s-a grăbit la stăpână cu întrebarea dacă să servească leuștean. Văzând privirea întrebătoare a servitorului, Galina a explicat că Sofia va locui în această casă de acum înainte. Și încă ceva, alea Chirilina, s-a adresat ea menajerei. Ordonați ca Sofiei să i se aloce o cameră vis-a-vis -vis de a mea. Acum aceasta este camera fiicei mele. Cine a fost întrebat de uimită economă? Economista uimită a întrebat-o pe Sofia, ce fiică. Aveți o fiică? De unde a venit? Locheier Pilinic n-a împins-o pe servitoarea lui Galina. Nu puneți întrebări inutile, Sofia, este fiica mea. Lucheria ilinic n-a plecat, murmurând ceva pentru ea însă și, să pregătească o cameră pentru fată, iar Galina și noua ei fiică au mers în sufragerie, unde le aștepta deja cina. În cele din urmă, Galina a decis să o întrebe pe Sofia despre viața ei trecută. Am crescut într-un orfelinat, a spus Sofia. Nu m-a plăcut prea mult acolo, pentru că eram mereu umilită. Dar, dacă aș fi sinceră, nu prea am ce povesti. Îmi invidiam mereu pe ceilalți copii, care erau luați de părinții lor. Ei mergeau în excursii la pescuit sau la cinema în weekend, iar eu stăteam mereu plângând de supărare. Când mi-ați propus să fiu fica dumneavoastră, m-am bucurat atât de tare, încât nici nu m-am gândit la consecințe. Îmi pare rău că te-am certat atunci, a spus Calina. Dar tu ai apărut în locul potrivit și la momentul potrivit, așa că consideră că ai avut noroc, dar și eu cu tine. Trebuie să te învăț câteva lucruri înainte să mergem la nunta soțului meu. Vezi, această fată este inteligentă, înțelege totul din mers, așa că cred că nu-i va fi greu. Trebuie să joci rolul fiicei mele. Am de gând să-i spun că te-am născut acum 20 de ani, așa că trebuie să învățăm împreună o poveste identică despre copilăria ta, tinerețea ta și așa mai departe. Nu spune prea multe, bărbatul ăsta este viclean și va înțelege repede ce se întâmplă. Și să trecem la tine, pe tine, căci eu sunt mama ta, chiar dacă nu sunt adevărată, totuși. Cu drag voi considera că sunt fica dumneavoastră, chiar dacă doar pentru o zi, a spus Sofia, bucuroasă. De ce nu întrebi despre plata muncii tale? A întrebat Galina. Amintește-ți, toate condițiile trebuie discutate de la bun început, iar acest lucru este confirmat de acest contract. Iată-le, citește-le și semnează-le dacă ești de acord. Dar aici scrie că serviciul comandat este de fapt să mă ajut să-mi cumpăr un apartament, a fost uimită Sofia. Credeam că e o glumă. Păi ce glumă ar fi? A spus serios Calina. Nu-mi bat joc de cuvinte. Femeile au râs. După ce a semnat contractul, Sofia s-a liniștit puțin, dar nu-și putea crede norocul. Doar pentru o zi de muncă ușoară, va avea propria ei locuință bună. În plus, Galina îi inspira încredere. Aș vrea să am o mamă ca tine, zglobie și luptătoare. Mă simt în siguranță în spatele ei, ca în spatele unui zid de piatră. Ce prost este acest Petru, a gândit fata, și a privit cu recunoștință la Galina seara se apropia de apus, iar apoi au plecat să se odihnească în camerele lor. Mâine Sofiei urma să îi se prezinte noua ei viață bogată și diferite reguli. Deșteaptă-te și cântă, pasăre! A exclamat Galina, deschizând perdele în camera Sofiei. Lumina puternică a pătruns pe ferestre și a forțat-o pe fată să-și deschidă ochii. Încă e ora șase, s-a plâns ea. Mai pot dormi puțin. Nici vorbă de mai mult somn, timpul așteaptă. A strigat Galina râzând și a început să-i facă Sofia găgâiel. Fata a izbucnit în râs și a sărit din pat. Se vedea că Sofia era fericită. După ce s-a spălat pe față, a coborât în sufragerie, unde Galina însă și pusese masa pentru micul dejun. După ce au discutat planul de acțiune, au decis să înceapă să-i învețe pe Sofia cum să se comporte într-un restaurant pentru aceasta s-au dus la un renumit bucătar șef, care era un bun prieten al Galinei. Lecțiile de etică i s-au dat fetei cu ușurință, în plus, aveau o vorbire bine pusă la punct și un gust fin. Așa că, după o săptămână, Sofia nu mai era aceeași fată naivă pe care Galina o întâlnise pe pot. Acum se mâna cu o adevărată doamnă din înalta societate. Iar în sfârșit a sosit ziua mult așteptată anunții. Stiliștii au lucrat din greu asupra imaginii Galinei și a Sofiei. Acum fata nu se deosebea deloc de o mușetarească și de comportament. Pentru a produce un șoc, Galina a decis să sosească la nuntă cea mai târziu. Comandând un limuzin de lux, i-a ordonat ca mașina să se apropie de intrare astfel încât să fie vizibilă tuturor celor prezenți în restaurant. Din fericire, ferestrele unității erau de la tavan până la podea. Toți invitații se adunaseră deja la mese, când prezentatorul sărbătorii a anunțat că a sosit doamna Galina Bortnicova cu fiica ei. În cercurile înguste ale bogătașilor, Galina era întotdeauna pe buzele tuturor, așa că oaspeții au fost șocați de vestea care o fică. Galma restaurantului a tăcut imediat și toate privirile s-au întors spre covorul roșu care străbătea întregul salon de mese de lux. Cel mai interesat a fost Mirele, care, ca un rege, stătea în prezidium alături de Mireasă. Ochii s-au lărgit de șoc când a văzut-o pe Galina, plină de sănătate și frumusețe, îmbrăcată într-o rochie neagră de lux cu trenă și mergând alături de ea o fată delicată de 20 de ani cu un val de bujori, ochi negri. Toți cei prezenți erau intrigați de ceea ce se întâmpla. Privirile s-au îndreptat ca unul către Sofia. Oaspeții au studiat-o pe fată în cele mai mici detalii și au vorbit între ei, dar Sofia era pregătită pentru asta, așa că a suportat cu cinste interesul oaspeților și al mirelui însuși. Galina era mulțumită de farsa ei. Când au luat locurile la un alt masă, Sofia a tras ușor de mâna Galinei și a arătat cu ochii spre locurile unde se aflau Petru și mireasa lui. Galina, văzând ce a văzut, a rămas fără grai pentru o clipă. Lângă fostul ei soț, în calitate de tânără soție, stătea o copie exactă a Sofiei. O fată la fel, care, la rândul ei, se uita la Galina și Sofia, fără să-și ia ochii de la ei. Ce se întâmplă? Șoptea Sofia. Cine este ea? Seamana cu mine ca două picături de apă. Tu știai că fostul tău soț are o mireasă așa. M-a găsit special pe mine, ca să mă facă de râs. Să vadă cum mă privesc toți. Acum sigur nimeni nu va crede că sunt fiica ta. Ai șuat planul tău. Niciodată nu mi-a fost atât de rușine. Liniștește-te, Sofia. Nu știam nimic despre mireasa lui Petru. Eu însă mi- sunt în stare de șoc. A răspuns Galina. Este clar că acum nimeni nu va crede că sunt fiica ta. Ce nenorocire! trebuia să se termine așa. Vina este a mea. Trebuia să mă uit mai întâi pe cine se căsătorește el. Uite-l, stă și se gâdilă. S-a luat de o tânără. Probabil că îi trebuie doar banii. Și Petru nu mai poate fi numit un frumos. Și tu știai că ai un sosia. Desigur că nu. A răspuns Sofia și s-a înroșit de privirile oaspeților. Deci, orice se poate întâmpla în viață. Te rog, Galina, pot să te numesc mătușă. Aș vrea să plec acasă. Nu mi-e bine. Bine, a fost de acord, Galina. Poți să mă numești mătușă. Șoferul te va duce acasă. Nu-ți face griji și așteaptă-mă. Voi veni când voi afla cine este această fată când prezentatorul a continuat programul, Sofia, profitând de un moment, a părăsit în liniște nunta și a plecat. Între timp, Galina o privea cu atenție pe Mireasă și pe Mire, încercând să prindă măcar o scânteie de sentimente între ei, dar nu a fost așa. Mireasa stătea ca o piatră, zâmbind din când în când fotografului și oaspeților care îi felicitau pe tinerii căsătoriți. Mirele, pe de altă parte, era mulțumit ca un păun, făcea complimente, glumea și, din când în când, se uita la Galina, pentru a evalua dacă îi place spectacolul sau nu. Galina nu arăta că Petru este urât și ascundea cu măiestrie și surpriza ei cu privire la soția sa tânără. După câteva minute, pe scenă a apărut o cântăreață de operă și i-a uimit pe toți cu sunetul ei de șoaptă. În timp ce cânta, Petru a fost distras de un apel telefonic și, pentru a nu-și strica numărul, a ieșit din sală. Oaspeții, obosiți de atât a stat pe scaune, s-au ridicat și ei să-și dezmorțească picioarele și au început să discute între ei. Se pare că nu era un moment mai bun pentru a o cunoaște pe mireasă. Bună! Permite-mi să mă prezint, sunt fosta soția lui Petru, a început direct Galina, hotărâtă să nu scape de subiect, pentru că avea foarte puțin timp. Cum ai ajuns să te căsătorești cu el și, apropo, cum te numești? Mă numesc Svelana, a răspuns timid fata. Știu că sunteți fost soție, mi-a spus el când ați intrat în sală, că sunteți foarte frumoasă și că și fica dumneavoastră este la fel. S-a întâmplat să mă căsătoresc cu el. Mulțumesc pentru compliment, a răspuns Calina. Ai observat că Sofia seamănă foarte mult cu tine. Mă gândesc că știi de ce ai decis să te căsătorești. Dacă vrei să vorbești despre asta, ia numărul meu de telefon și sună-mă. Poate te pot ajuta. Nu te teme, el nu va afla nimic și îți recomand să nu spui nimic despre această conversație. Îl cunosc prea bine. Bine, te voi suna, a spus Svelana. Galina a plecat la timp de la masa la care stăteau tinerii căsătoriți, pentru că nu și-a apărut un petru nemulțumit. Galina a decis să nu mai decoreze cu prezența ei această nuntă și s-a dus acasă, unde o aștepta cu nerăbdare Sofia, îngrijorată. Ai aflat ceva? a întrebat Sofia. De ce acea fată seamănă atât de mult cu mine? Nu-mi găsesc locul. Până acum am aflat puțin, a răspuns Galina, așezându-se în fotoliu. O cheamă Svelana și, judecând după dispoziția ei, ea nu este deloc încântată de căsătorie. La ora-ora 15, dimineața de vreme, a sunat telefonul mobil. Era Svelana. Ea plângea și propunea să se întâlnească într-o cafenea din marginea orașului, pentru ca Petru să nu le urmărească. Galina a acceptat imediat și s-a grăbit să o trezească pe Sofia, care dormea liniștită în camera ei. Scoală-te, somnoleață! A sunat copia ta, se pare că e în necaz. Haide, hai să mergem în întâmpinarea ei. Sofiei nu a trebuit să fie mult convinsă, ea a sărit în picioare din obișnuință, ca și cum ar fi trebuit să meargă la serviciu, și a fugit cu capul în jos în baie. Nu te grăbi atât de tare, a reușit să strige Galina după ea. Nu e niciun incendiu. Am să ne grăbim, nu m-am machiat încă și nu am luat micul dejun. Ai fost înarmată. Mulțumită de gluma ei, Galina a zâmbit. Era foarte fericită că Svelana a sunat-o. Voia să afle mai multe detalii din viața lui Petru și să dezvăluie secretul asemănării dintre Svelana și Sofia. După o oră, au intrat în cafenea stabilită. Svela a le aștepta deja la o masă în cel mai îndepărtat colț al sălii. Bună, le-a salutat. Îmi pare rău că nu m-am putut abține și am început să plâng la telefon. Bună, a spus Galina. Ia cunoștință, aceasta este Sofia. Probabil ați observat deja că sunteți foarte asemănătoare. Poate că suntem surori gemene. Și spune-mi, în sfârșit, de ce ai plâns azi și de ce ai avut ieri o dispoziție atât de proastă la propria ta nuntă. Mă bucur să te cunosc. Sofia a zâmbit la Svelana. Acum îți spun totul. Am crescut mereu doar cu mama, iar o soră nu am avut niciodată. Mama e bolnavă și are nevoie de mulți bani pentru tratament. Când l-am cunoscut pe Petru, mi-a promis că o va ajuta pe mama mea să primească bani pentru operatie. Am acceptat repede, pentru că starea mamei se înrăutățea. Am preferat să trăiesc așa, decât să o văd cum se stinge. Petru a dat niște bani pentru terapie de întreținere pentru mama, dar nu am văzut niciodată banii promisi pentru operație. Cred că m-a înșelat, pentru că ieri, la întrebarea mea când o ducem pe mama la operație, a evitat să răspundă. În ceea ce privește posibila rudenie, putem să întrebăm mama mea hai să mergem acasă la mine, a propus Svelana. Ele și mama ei locuiau nu departe de cafenea, la marginea orașului, într-un apartament mic, dar confortabil. Când Galina și Sofia au intrat în cameră, au văzut că mama Svelanei era legată la pat. Bună, mamă, a spus Svelana. Te rog, cunoaște-o pe Galina. Iată că e Sofia. E adevărat, suntem foarte asemănătoare. Mama mea se numește Larisa Pavlovna, a spus Svelana, adresându-se oaspeților. Mama a aruncat o privire asupra celor care intraseră, dar apoi a încremenit și s-a înălbit la față. Buzele ei se mișcau fără sunet, iar privirea ei exprima groază. Și-a acoperit fața cu mâinile, ca și cum ar fi văzut un fantomă. Ia! Ia! A șoptit Larisa Pavlovna. Cum e posibil asta? Mamă, ce e? Cine e ea?" a întrebat Svelana, îngrijorată. Ea este fiica mea," a spus Larisa Pavlovna. Sunteți gemene. Am comis o crimă acum 20 de ani, când am renunțat la copilul meu. Tatăl vostru plecase atunci, iar eu nu știam că sunt însărcinată. Apoi am rămas fără serviciu. Când ați fost născute, am realizat că nu pot să vă cresc pe amândouă." Așa că am lăsat-o pe una dintre voi în spital. Erau vremuri grele, iar medicii m-au înțeles când au văzut situația mea. Am plecat acasă cu tine în brațe, iar pe soare am lăsat-o în orfelinat. Da, așa mă cheamă. Sunt uimită, a spus Sofia. Sunt fericită că ești în viață și nu mă supăr. Cred că ai făcut-o dintr-o viață grea. Plus că acum am o soră și o mătușă iubită, a spus Sofia, îmbrățișând-o pe Galina. Galina a rămas șocată. Impresionată de această coincidență, ea nu se aștepta deloc. După ce au vorbit și au plâns în voie, mama și surorile, împreună cu Galina, au decis că Svela va continua să locuiască cu Petru, pentru a încerca să obțină de la el divorțul și banii promiși, iar Sofia va lua mama și se va muta la Galina acolo îi se va acorda îngrijirea cuvenită. Nu voi permite ca nepoata mea să ceară bani pentru mama ei, a spus Galina și a lovit cu pumnul în masă. Larisa Pavlovna, sunteți de acord. Mâine vă internați în cea mai bună clinică, pentru a vă putea ridica în picioare după operație. Voi plăti eu pentru toate și nu voi permite acestui nemernic să-i strice viața svelanei, așa cum mi-a stricat-o mie. Sunt de acord, a spus în liniște mama fetelor și a plâns de fericire. A doua zi, Larisa Pavlovna a fost preluată de o ambulanță și dusă la o clinică privată pentru investigații și pentru a fi operată ulterior. Svelana și Sofia erau foarte îngrijorate pentru mamă, dar Maria, care nu putea rămâne deoparte, le-a liniștit, spunându-le că Larisa Ivanovna a ajuns în cele mai bune mâini. Ea, de asemenea, în ciuda ocupației, o vizita frecvent pe bolnavă, cu care s-a împrietenit curând. Svelan a sunat din casa lui Petru și a spus că a găsit un contract de căsătorie pe care l-a semnat din prostie, fără să-l citească. În el se spunea că viclenul bogătaș, în cazul divorțului, nu i-ar da niciun ban în plus, acolo nu se menționa nimic despre faptul că Petru preia vreun fel de obligații privind tratamentul mamei sale. Așadar, el m-a înșelat, a exclamat Svelana. Nu-ți fie frică depune acțiune de divorț, a ordonat categoric Galina. Îți voi trimite avocatul meu, fără el să nu semnezi nimic. În timp ce Galina se ocupa de problemele cu Larisa Pavlovna și Svelana, Sofia se plimba prin casă și suferea de lene. Nu o bucura nici luxul din jur, nici mâncărurile rafinate. O chinuia conștiința că nu muncea. Când Galina s-a întors acasă, fata a atacat-o cu plângerile ei. Tete Galina, a spus cu inimă deschisă Sofia, trăiesc aici ca o păpușă, și asta nu e bine. Nu vreau să fiu o chiriașă. Poate că se va găsi un fel de muncă, să fac eu locul de muncă al unei menajere, să fac curat și să fac paturile. Sau poate să gătesc și mai mult, ce nu era suficient, a exclamat Galina nu-ți voi permite să-ți risipești talentul în bucătărie. Dacă ești atât de insistentă, putem să mergem la birou și să te angajezi ca designer junior. Avem nevoie de tineri talentați și promițători. Ce zici, ești de acord? Da. Sofia s-a bucurat fericită și a început să o îmbrățișeze pe Galina. În timp ce fata se familiariza cu noul loc de muncă, Svelana a predat documentul de divorț soțului ei. Nu vreau să divorțez de tine, dragă, a spus Petru încântat. Vrei să mă umilești? Ce vor spune oamenii? Tânără soție a fugit de soțul ei tiran după o săptămână. Oricât de multe ori ai da în judecată, nu-ți voi da divorțul în niciun caz. În ciuda afirmației sale, în fiecare caz, instanța a amânat audierile cu privire la divorț, deoarece soțul pur și simplu nu s-a prezentat la proces. Mai târziu, Galina a aflat că amânarea ședințelor a fost opera lui Petru însuși, care juca golf cu membrii instanței și era prieten cu ei, așa că divorțul Svelanei nu a avansat. Dar Larisa Pavlovna, după operatie, datorită îngrijirii fiicelor sale, se îmbunătățea în fiecare zi. După doi săptămâni, ea deja făcea primele încercări de a se mișca. Uite, mamă, a spus Svelana, ai văzut primii mei pași, iar acum văd cum mergi din nou. Fericirea nu avea limite. Iar Galina se uita la fericirea lor și în sufletul ei era liniște. Ii era plăcut să-și dea seama că capacitățile ei nelimitate pot ajuta pe cineva foarte mult. A sosit timpul să aleagă locuința promisă pentru Sofia și cele două surori. Galina și surorile au mers să vadă imobilul propus de agentul imobiliar. Era un apartament mic, dar confortabil, cu o priveliște frumoasă asupra râului și un parc bine întreținut. Le-a plăcut locul și Galina a semnat contractul. Sofia era încântată. Pentru a sărbători achiziția, au mers la cafeneaua unde s-au întâlnit odată. Galina, uitându-se la surori, a fost plăcut surprinsă de cât de mult influențează rădăcinile native asupra oamenilor. Fetele s-au transformat, au devenit mai încrezătoare, mai deschise și, cel mai important, mai curajoase. Într-o oarecare măsură, aceasta a fost și meritul Galinei, așa că ea s-a lăudat mental cu ea însă și pentru asta. Trebuie să fac niște cercetări despre Petru, a spus Galina gânditor. Totuși, au trecut 20 de ani, multe s-au putut schimba. Nu înțeleg de ce nu-i dă divorțul fetei. Cred că aici se ascunde ceva, fără să stea pe gânduri, Galina a sunat la o agenție de detectivi și a cerut să întocmească un dosar pe numele soțului ei. În seara, când Svelana s-a întors acasă după întâlnirea de la cafenea, a fost surprinsă că nicăieri nu era lumină, deci de obicei casa era luminată cu toate luminile. De asemenea, a fost uimită de liniște, care era o raritate în această perioadă a zilei. De obicei, Petru asculta muzică la maxim sau organiza o companie de prieteni a trecut pe hol pentru a aprinde lumina și s-a împiedicat de ceva și a căzut. S-a dovedit că pe podea zăcea Petru într-o baltă de sânge, avea capul spart, era pe cale să moară. Scârțăind de frică, Svelana s-a repezit la soțul ei și i-a legat capul, încercând să oprească sângerarea. Cu mâinile tremurânde, a luat telefonul și a sunat la ambulanță, care a sosit destul de repede. Când medicul a examinat pe Petru, care încă nu își revenise, a spus că a fost lovit cu ceva în cap. Când a sosit poliția, Petru s-a trezit pentru o clipă. Cine a încercat să te omoare? A întrebat polițistul. Soția mea a fost aceea, l-a înșelat cu cinism. Petru m-a lovit, furșându-se în spatele meu. Polițistul s-a întors și a privit-o încruntat pe Svelana, care a rămas fără cuvinte în fața acestei insolențe. Dar ce să faci? Ești arestată pe suspiciunea de atac asupra soțului tău, a spus polițistul. El a înlănțuit-o pe Svelana în cătușe. El minte, minte tot, nu am făcut-o. Am fost cu prietenele mele și pot dovedi asta. A strigat Svelana, vom rezolva la secție. Polițistul a urcat-o în mașină. Cercetătorii nu au crezut argumentele Svelanei și au trimis-o în arest preventiv, dar a reușit să facă un singur apel. A sunat-o pe Galina, i-a explicat pe scurt situația. Și mai rău, a exclamat Galina, adresându-se Sofiei. Sora ta a fost închisă, este acuzată de tentativă de omor asupra lui Petru așa că sună urgent avocatului nostru, iar eu voi merge la o agenție de detectivi, ar trebui să fi găsit ceva despre acest tip alunecos. În timp ce Sofia se înțelegea cu avocatul și vizita pe Osvelana plângând, dându-i haine și mâncare, Galina stătea deja în biroul detectivului, care a pregătit o miapă de grosime decentă cu informații despre fostul ei soț. Ați reușit să colectați atât de multe materiale în doar câteva zile, a fost uimită galina de munca detectivului. Este simplu, a răspuns detectivul. În plus, Petru al tău se pare că nu are deloc abilități de conspirație, iar ele i-ar fi de folos. Uite, iată chitanțe care arată că el datorează bani pentru pierderile la jocuri de noroc. Iată un dator multimilionar de cărți. Aici a pus pe o cală greșită la curse și a pierdut din nou. Iată un bilet de loterie din nou cărți. El este un jucător și chiar un jucător într-un club elitist închis, unde sunt admiși doar milionari. Și Petru al tău a pierdut totul și acum datorează doi creditorii. Unul este un lider criminal, iar celălalt este un om de afaceri. Acest ticălos datorează o sumă de multe ori mai mare. Și cel mai interesant este că acest dator va fi stins dacă se căsătorește în termen de o lună cu o tânără fată și trăiește cu ea sub același acoperiș un an întreg. Și atunci al doilea creditor, care este un om de afaceri important, îi va ierta acest dator. Așadar de aceea nu divorțează de Svelana, a exclamat Galina. El lucrează la datorii, iar biata fată rămâne în captivitate. Ce los. Este gata să înșele pe toată lumea și pe oricine. Vă mulțumesc pentru informații. Mi-ați ajutat foarte mult, a spus Calina, plătindu-i detectivului. A luat toate dovenile și s-a dus direct la arestul preventiv, unde era așteptată de un proces nevinovat pentru Svelana. Când a ajuns, a constatat că avocatul ei lucra deja acolo. Sofia stătea și aștepta ieșirea ei. Avocatul a luat declarațiile vecinilor care au văzut cum a oprit un motociclist și un bărbat în cască a intrat în casa lui Petru, apoi a ieșit cu un baros pe care l-a aruncat în apropiere. De asemenea, avocatul a obținut extragerea înregistrărilor de pe camerele de supraveghere stradală. Acolo se vede clar cum un bărbat în costum de motociclist atacă pe Petru. Lumina era aprinsă în ferestre, și totul era ca pe palmă. Apoi, lumina s-a stins și acest necunoscut a ieșit cu barosul după cum au povestit vecinii, cu arma crimei. De pe locul faptei au fost ridicate amprentele digitale, iar acest om este căutat pe baza numerelor de înmatriculare ale vehiculului. De asemenea, avocatul a mers să negocieze eliberarea Svelanei din arestul preventiv sub semnătură de neplecare din țară până la lămurirea circumstanțelor, a raportat o Sofia îngrijorată. Asta e grozav! a exclamat Galina. Măcar o veste bună, dacă, desigur, această situație poate fi numită bună. În curând, avocatul a ieșit din arest împreună cu Svelana, care tremura ca un foișor de vânt. Sonia! A exclamat Svelana și s-a aruncat în brațele surorii sale. Mă speriasem atât de tare. Mai întâi Petru tot în sânge, apoi închisoarea. Pentru ce mi se întâmplă toate astea? Nu te îngrijora, a liniștit-o Galina, Totul e deja în spate. Ești nevinovată, iar vinovatul crimei este deja căutat. Iar Petru va trebui să răspundă pentru mărturie mincinoasă și pentru înșelăciune în proporții mari. Toate cele trei femei au decis să nu-i spună mamei despre cele întâmplate pentru moment. Veștile proaste ar putea avea un impact negativ asupra sănătății ei, care și fără asta era fragilă. Noaptea aceasta, Svelana a petrecut-o în casa Galinei. Au sărbătorit întoarcerea ei fericită cu o sticlă de șampanie de elită, care li s-a părut fetelor neexperimentate un nectar al zeilor. A doua zi, fiecare și-a văzut de treaba ei. Galina și Sonia au plecat la birou, iar Svelana a mers în casa lui Petru să-și strângă lucrurile, apoi să scrie o plângere la procuratură pentru tiranie și înșelăciune din partea soțului ei, precum și pentru inacțiunea instanței. Pe Petru însuși, la o zi după aceea, i s-a deschis un dosar penal din cauza noilor circunstanțe și instanța a emis în sfârșit divorțul pentru Svelana, mult așteptatul certificat de divorț, dar deja fără semnătura acelui judecător care îl favoriza pe Petru. A fost emis din funcție pentru abuz de putere și luare de mită. Însuși Petru avea de ispășit doi ani de închisoare, iar după eliberare trebuia să lucreze ca slujitor pentru creditor. Acum Petru înțelegea că va trebui să știa tot, inclusiv mașina și toate economiile sale. I s-a reamintit acest lucru chiar în spatele gratiilor și nicio rugăminte sau viclenie nu l-a ajutat să-și însușească datoria pe Svelana. Ea, la rândul ei, lucra acum și în compania Galinei, devenind manager de vânzări. După un timp, Larisa Pavlovna a fost externată din spital, care deja făcea pași siguri, chiar dacă cu un baston, chiar dacă uneori cu ajutor, dar totuși singură. Prin urmare, Galina a decis să trimită mama gemenilor la recuperare într-un sanatoriu de pe litoral, iar pe Maria și copiii ei cu ea pentru companie, pentru a fi mai distractiv ești îngerul nostru păzitor, a spus Calina printre lacrimi. Larisa, nu știu cum să-ți mulțumesc, pentru că ai găsit-o pe soare ciocul meu, mai pus pe picioare, ai salvat-o pe svelana de răul lui Petru, iar acum ne organizezi un astfel de lux vacanță. Pentru că acum sunteți familia mea, pe care nu o aveam. Eu am rămas singură pe acest pământ, la ce -mi sunt de folos acești bani, dacă nu pot să-i împărtășesc cu cei dragi. Tu ești ca sora mea, iar fiicele tale, ei bine, ca nepoatele mele. Cele două surori adoptive s-au îmbrățișat. Viața lor tocmai devenise mai luminoasă, iar Galina nu mai era singură. Dar, după cum se spune, când vine nenorocirea, deschide porțile. Seara, Svelana a primit un telefon de la creditorii și au cerut să returneze datoria pentru soțul ei, care se afla în închisoare. Galina a decis să o ajute și cu această problemă. După ce s-a descurcat cu primul om din structurile criminale prin intermediul avocatului său, ea a mers singură la al doilea, un milionar și un filantrop binecunoscut în oraș. Când Galina a intrat în birou, a observat că șeful companiei, Nicolae Ricov, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, prânzea în cantina comună împreună cu angajații săi. Acest lucru a surprins-o plăcut pentru că în biroul ei ea proceda la fel, fără să se despartă de personal. Cred că ne putem înțelege, a gândit ea. Remarcându-le pe Galina, Nicolae a recunoscut-o și a invitat-o să ia masa împreună. Cu plăcere, a răspuns Galina, dar mai întâi vreau să vă anunț că am vrut să vă cer o amânare pentru datoria fostului meu soț Petru, pe care a pierdut-o la jocurile de noroc. Faptul este că soția lui actuală este foarte tânără și speriată, el a ținut-o literalmente în captivitate tot acest timp dar probabil nu știți despre asta. Deci Svelana nu a trăit cu el nici măcar o lună, așa că voi plăti datoria pentru ea. Dar de ce ajut soția fostului tău soț? Pentru că acum este familia mea. Iată, uitați-vă cât de mulți oameni apropiați am câștigat recent. Galina a scos telefonul și a arătat câteva fotografii cu ea, Larisa Pavlovna, Svelana și Sofia. Deodată, Nicolae s-a schimbat la față. Această femeie din fotografie, a întrebat el, este aceasta Larisa, mama gemenilor. Cât au de vârstă fetele? Sofia va împlini 21 de ani în curând. Peste o săptămână este ziua ei de naștere, vrem să organizăm o sărbătoare grandioasă. Nicolae a spus, aș vrea să le văd. O știam cândva pe Larisa, era logodnica mea, dar soarta a decis altfel. Cred că acestea ar putea fi fiicele mele, pentru că asemănarea este evidentă între mine și ele. Galina a fost surprinsă, hm, interesant. Chiar seamănă cu tine. Vrei să le prezint? Au decis că ar fi mai bine să se întâlnească la ziua lor de naștere. În toată săptămâna, Nicolae și Galina au pregătit locul pentru sărbătoare și au căutat cadouri pentru Sofia și Svelana. A fost greu pentru Galina să țină secret informația despre tatăl fetelor, pentru că trebuia să se întoarcă acasă, unde o aștepta noua ei familie. În sfârșit, a venit ziua de naștere a gemenilor. Galina le-a dus pe Larisa și pe fiice la locul unde urma să aibă loc sărbătoarea. Când au intrat în sala bogat decorată, cu flori proaspete peste tot, au văzut pe Nicolae, care ținea un buchet de flori. Larisa Pavlovna l-a recunoscut imediat și a exclamat, Nicolae, ești tu. Da, Larisa, a răspuns el zâmbind. Nicolae, câți ani, câte ierni, Larisa. Mamă, cine este? A întrebat Sofia. Este tatăl vostru, a răspuns Larisa scurt. Tatăl? Au strigat Sofia și Svela încor și s-au repezit la Nicolae și l-au îmbrățișat. Galina a stat și a zâmbit. Era fericită că a fost martoră la reîntâlnirea iubitelor sale cu tatăl lor. Galina a mers la Larisa, care plângea, și a îmbrățișat-o de umeri. Nu plânge, i-a spus. Viața abia începe. Dacă v-a plăcut povestea, vă rog să mă susțineți cu un like și să scrieți în comentarii. Pentru voi este doar un click, dar pentru mine este foarte important. Mulțumesc! La revedere!